meciul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Ați crezut că rămân banii la Vlad, nu? Da. E, uite că banii se întorc pentru ascultătorii Europa FM la dublu sau nimic. Tu ai crezut că ții banii, a? Păi, acum să fiu cinstit, eu i-am căutat. Din moment ce nu s-au dat, zic, ia să vedem, poate sunt pe la mine. Dar n-a fost să fie. N-a fost să fie. Prieteni, vă așteptăm în fiecare zi, practic în orice moment al zilei, să vă înscrieți la dublu sau nimic pe europafm.ro, așa cum a făcut și Robert din Craiova în această dimineață. Bine venit, Robert! Salut, Robert! Bună dimineața! Ce faci? Munceam ceva la calculator la jobul meu și m-a sunat o colegă de-a voastră să-mi dea vestea că povestim împreună în dimineața asta. Colega Marcela. Marcela te-a sunat. Exact. Marcela exact. E parte din echipa noastră. Fără Marcela, emisiunea asta n-ar putea să se desfășoare. Marcela este numele norocului tău în această dimineață. Practic, Robert, cu ce te ocupi? Calculatoare, lucruri? Sunt fotograf de evenimente. Editam niște fotografii pentru un eveniment. Ce evenimente mai au loc în zilele astea? Modeste. Botezuri, cununii cu persoane restrânse și cu măsurile de protecție. Aproape că de unde înainte făceam între 500, 1000, 1500 de fotografii, acum cu masca sunt reduse la 200-300 de fotografii. Mm-hmm. Da, greu. Face economie la baterii, na? Exact, la baterii. Bine, Robert, să știi că am pregătit pentru tine astăzi 800 de euro. Plecăm, așa. Avem 4 întrebări. Prima valorează 100 de euro. Iar după aceea, dacă răspunsul tău este corect, de fiecare dată tu poți să dublezi sau să te oprești. Dublezi, răspunzi corect la următoarea întrebare, mai dublezi odată și așa mai departe. Dar riști să răspunzi greșit în același timp și banii pe care i-ai acumulat până atunci să rămână la noi. Da, știu regulamentul pentru că vă ascult pe fiecare dimineață. Deci 800 de euro, cât mai e un botez acum, ca fotograf? Nu, serios, că nu mai știu. Măi, nu, depinde de la eveniment la eveniment, dar în niciun caz la noi în provincie, în Craiova, nu se ajung pe la... O medie așa, cam cât e un botez mediu? Un botez 400-600 pe aici. Pe gata, frate, deci două nopți, zile și nopți de muncă, plus editarea după aceea, că acolo e munca zdravănă. Aia, uite, vezi cine știe. Păi normal că știu. În ce program editezi? Cu Adobe, cu Photoshop-ul, Lightroom-ul, editing-ul, fundii. Lightroom foloseam și eu când mai fotografiam. Când făceam astea fotografii de botez. Nu, e o treabă, să știi, da, e multă muncă. Eu l-am mirosit, să știi. Da? Că nu? Prea-mi cere detalii tehnice. Da, nu. El funcționează aici în București și ușor în Corbeanca s-a dezvoltat și vrea să intre pe la nivel național acum și face o cercetare de piață. Deci să-l simt ca o posibilă concurență. Cine, Vlad? Da. N-am bani de abonament la produsele Adobe. Aia îl văd că se uită deja pe telefon. Cred că a primit ceva oferte. Aia s-au șmecherit. Acum nu poți, că eu editam că am cumpărat Lightroom. O să-ți dau o veste bună. Cei de la Adobe nu trebuie să mai cumperi licența cu totul. Poți să o iei decât lunar, cât ai nevoie. Dacă tu simți că decât o lună vrei să faci chestia asta, ți-ai licență decât o lună. Măcar atât. Da, măcar atât. Am intrat în detaliu, știu cum stau lucrurile în zona asta până aici. Robert, să trecem și la treabă. Nu ți-am spus, exact. Dar știi deja, ai 6 secunde ca să dai un răspuns corect, da? Da, l-am. Bine, hai să începem atunci, dublu sau nimic în deșteptarea. 100 de euro. În această dimineață, Robert, dacă îmi spui câți membri avea trupa Beatles? Patru. Păi, ce emoții mi-ai dat. Robert, faci mișto de noi, nu? Adică tu ai cronometru acolo și ai zis, hai că le dau răspunsul la 5:30. Care erau membrii trupei Beatles, mai știi? Dă-ne măcar pe numele. Paul McCartney. Așa. John Lennon. Da, l-am pușcat. Așa? Și ceilalți doi, și nu mi se pără interes, dar nu le-am reținut numele. George Harrison și Ringo Starr. Ringo Starr. Ăștia sunt. Ringo Starr, da. Patru am numărat și eu, bravo! Da. Ringo Starr, cel mai personaj. Acum te-aș fi întrebat care ți se pare cel mai fotogenic dintre ei, dar dacă... Na.
Ei las doi. Ei las doi. Ca să continuăm tot cu gluma, Yoko. Zis lucru grav aici. Funny Beatles, când aud de Yoko, da, nu te mai cheamă la nuntă. Li se încrețește părul. Eu ce am zis, ca să continuăm în același da, da. Bine, Robert, ai 100 de euro câștigați prin muncă la dublu sau nimic. Ce facem cu banii ăștia? Hai să mergem mai departe. Hai, tăti, la, hai, domnule, hai. 100 de euro. Da. Nici nu te dai jos din pat, nici nu deschizi calculatorul, practic. Da. Deci mergem mai departe. Da, da. Fii atent, îți place handbalul? Auci. Nu nimic, că nu e din handbal întrebarea, dar asta întrebam. Mă întrebai doar așa, da. Am înțeles. 200 de euro. Nouă ne place handbalul. M-am prins. Dar ne place și fotbalul. Robert, care este singurul club de fotbal european la care a jucat Lionel Messi? Barcelona. Măcar atât, adică Beatles și Capitol. Barcelona. Cine a auzit de Beatles? Da, Lionel Messi. Da. Lionele, Lionele. Lionele. Ai deja 200 de euro. Bravo, colegule. V-am zis că îmi place handbalul, deci asta trebuia să știu. A zis auci. Auci. Cu auciul ăla cred că intri într-un promo ceva. A fost foarte bun. Bine, ești la jumătatea concursului în momentul ăsta. Robert, ai 200 de euro. N-a fost chiar așa de greu, nu? Până acum nu. Da, mai avem două întrebări, teoretic simple și acelea. Poți ajunge la 800 de euro. Ți-ai făcut un calcul, ce faci? Aveai vreun plan dinainte? Te oprești, mergi mai departe? Măi, nu, eu aștept întrebarea cu geografia. Dacă am norocul să fie următoarea, merg mai departe. Asta e următoarea, am zis că e a treia. Ai văzut? Deci ai ascultat mai devreme. Ai ascultat, da. Păi cum? Dacă s-s... v-am zis că pe fiecare dimineață vă ascult, aproape că vă știu și glumele, vă știu și da. Meniu. Asta e nasol. Ai văzut că avem aceleași glumele, repetăm practic o dată la 3 săptămâni. Nu e adevărat, n-am spus asta. Ce, nu ne-ai ascultat mai mult de două zile, a? Ia uite mă, și când credeam că ne ascultă și pe noi cineva. Da, ce fel de geografie? Mai ții minte ce fel de geografie a spus Vlad că o să fie? Terestră. De pământ, da. Continental. Continental, a zis inițial. Adică nu e de apă, e de pământ. Da, și... e apă în... Da. Să știi că e simplă, simplă, numai că trebuie să fii atent și să judeci repede. E și de logică. E ușoară întrebarea, serios. Numai că 6 secunde, trebuie să te miști repede. Sper să nu fie, sper să nu fie denumirea aia suedeză la nu știu ce râu sau teritoriu care a scris-o la Noaptea Polară, că n-am timp să-i spun denumirea. Nu știu la ce te dacă vrei, poți să repeți. Îți lăsăm niște timp să repeți. Da. Nu, da, hai că serios, mergem mai departe. Mergem mai departe, gata, foarte bine. 400 de euro. Acu e acu, ai grijă ce-ți dorești, ai vrut geografie. Robert, zi-mi în 6 secunde care este cel mai mic continent. Păi. Europa. Tu poți să... Oceania. Da, dar ai venit oricum după... Toate răspunsurile au venit după 6 secunde. După 6 secunde. Eu ziceam să judeci repede, repede, repede. Repede, repede, repede. Da, cât de repede totuși, în genial. Da, așa rău, îmi pare... Banii rămân la noi. Trebuie. Asta așa. Nu trebuie, banii rămân la voi. Ca să ne organizăm un pic, practic ești donator și ai donat încă 100 de euro pentru startul de mâine când vom pleca de la 200 de euro. Ah, ce rău, deci, îmi pare. Tot am făcut un lucru bun. Da, da, bine, era bine să faci un lucru bun pentru tine. Un lucru bun pentru tine. Australia este cel mai mic continent, să știi. Europa e al doilea cel mai mic continent.
E așa, așa mai mic continent. Așa, așa, așa mai mic, da. Deci Australia cu vreo milioane și ceva de kilometri pătrați și după aia Europa 10 milioane. Și tot așa. Ai, n-a fost să fie. Hai mă, Robert, nu-i, nu-i nicio problemă. O să vă ascult la fel în continuare. Da. Ne întoarcem la Photoshop. Mulțumim. Exact. Ce e mână, nu-i minciună acolo, la. Exact. Bravo. Bravo, Robert, felicitări, îți mulțumim tare mult. Ai fost foarte simpatic în această dimineață și ne-am bucurat să te cunoaștem. 9:47. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.